Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre simbolul de credință, sau crezul, care înseamnă înfățișarea pe scurt a învățăturii pe care creștinul trebuie să o cunoască și să o primească și să o mărturisească. Este învățătura care dă identitate bisericii. În acest sens, fiecare biserică sau cult sau religie are o mărturisire de credință sau un simbol de credință. Simbolul de credință al bisericii creștine a fost alcătuit de primele două sinoade ecumenice, cel de la Nicea în anul 325 și cel de la Constantinopol în anul 381. De aceea simbolul de credință ortodoxă se numește simbolul nicio-constantinopolitan. La Nicea, cei 318 sfinți părinți care au luat parte au statornicit primele 7 articole care se ocupă cu învățătura despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu Fiul întrupat pentru a noastră mântuire, adică despre Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, și erau îndreptate mai ales împotriva rătăcirii ereticului Arie și a partizanilor săi, care susțineau lucruri defăimătoare și umilitoare despre Fiul lui Dumnezeu. Al doilea sinod ecumenic, cel de la Constantinopol, prin care cei 150 de sfinți părinți au statornicit ultimele 5 articole, care se ocupă cu învățătura despre Sfântul Duh, despre Biserică și Sfintele Taine, despre învierea morților și viața veșnică. Aceste ultime 5 articole erau îndreptate mai ales împotriva ereticului Macedonie și a partizanilor săi, care susțineau lucruri batjocoritoare despre Sfântul Duh. Acest simbol, nicio-constantinopolitan, a fost recunoscut, întărit și recomandat ca fiind cea mai înaltă autoritate și normă de credință în biserică de toate sinoadele ecumenice următoare. Înaintea acestui simbol au mai fost și altele, pentru că aproape fiecare biserică din orașele mari își avea simbolul ei. Bisericile nu se puteau lipsi de simbolul credinței, care era catehismul lor, necesar în lucrarea misionară. Candidații la botez trebuia să cunoască pe de rost simbolul credinței. Aceste simboluri se deosebeau puțin între ele, după cum aveau să apere credința bisericii de o greșeală sau de alta a ereziilor, dar erau identice în privința ideilor principale pe care le susțineau despre Sfânta Treime, despre mântuirea noastră realizată în Iisus Hristos, despre Biserică și Sfintele Taine. Sinoadele ecumenice de la 325 și 381 au contopit aceste simboluri locale, le-au întregit și desăvârșit, făcând din toate unul singur, pe care l-au dăruit bisericii creștine, comoară prețioasă pentru totdeauna. Deci simbolul credinței este expunerea pe scurt a principalelor învățături de credință. El trebuie să fie cunoscut și știut pe de rost de către toți credincioșii. Simbolul a intrat în componența Sfintei Liturghii și se rostește în comun de toți credincioșii, arătând mărturisirea dreaptă și unitară a credinței. Cel care se botează, dacă e matur, sau nașii, în cazul botezului pruncului, trebuie să-l cunoască și să-l spună pe de rost, cu atât mai mult cu cât simbolul de credință a intrat și în rânduiala obișnuită a rugăciunii particulare. Necunoașterea simbolului credinței este un semn de nepăsare sau chiar de necredință. Însușirea lui, dimpotrivă, îl ferește pe creștin de pericolul ereziei și îl ține pe linia dreptei credințe. Vă doresc o zi bună și binecuvântată! Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii,
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogărât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.